Pe străzile din Timișoara vor circula troleibuze noi după ce administrația locală a atribuit prin licitație două loturi de firobuze. Lotul 1, care include 8 troleibuze de 18 metri cu baterii, și lotul 2 cu 25 de troleibuze articulate de 18 metri, beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar câștigătoarea licitației este compania Băzancaia. În ultimii ani am reușit să modernizăm flota cu 70 de tramvaie și autobuze electrice noi și această modernizare continuă. Mai avem de lucru până când transportul public va deveni principala opțiune de călătorie a timișorenilor, dar este încurajator să vedem că în mai puțin de 3 ani am înregistrat o creștere a utilizării transportului public de la 31% la 51%. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun, declară primarul Dominic Friț. Contractele pentru noile troleibuze vor fi semnate în perioada următoare, când va fi stabilit și graficul pentru livrarea fiecărui mijloc de transport. Proiectul cu finanțare atrasă de Primăria Timișoara prin Planul Național de Redresare și Reziliență vizează achiziționarea de troleibuze, mijloace de transport mai puțin poluante, pentru îmbunătățirea transportului public de călători. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al investiției 1 Mobilitatea Urbană Durabilă, care include îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și sporirea siguranței rutiere în zonele urbane prin soluții digitale și ecologice de transport. Primăria Timișoara a atras finanțări europene pentru 150 de autobuze, tramvaie și troleibuze moderne și nepoluante, care vor fi în circulație până în 2026.